În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Local din Dărmănești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna iulie. Avem o parte din colegi cu prezență fizică în sala de ședință și o parte în online. Este o ordine de zi care vizează în special proiecte de hotărâre care țin de investiții în orașul Dărmănești, dar și o parte de proiecte de hotărâre care țin de sprijin în special pentru partea de construcții așezăminte culturale. Vă rog pe doamna președintă de ședință să preia conducerea ședinței. Bună ziua! Deschidem în conformitate cu prevederea articolului 133 în ordonanța de urgență 57/2019, deschidem lucrările ședinței ordinare din 27/7/2023. Avem pe ordinea de zi un număr de 13 puncte de proiecte. Deschidem cu aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? În unanimitate se aprobă primul punct al ordinei de zi. Al doilea punct, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28/6/2023. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? În unanimitate se aprobă și al doilea punct. Al treilea punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea dispoziției primarului orașului Dărmănești numărul 490 din 29/6/2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Inițiatorul acestui proiect este domnul primar. Avizează cele trei comisii. Dau cuvântul domnului primar. Câteva lucruri după ședința ordinară din luna iulie, unde am avut pe ordinea de zi un proiect pentru rectificarea bugetului local. Am primit o adresă de la finanțe prin care ne solicita să emitem o dispoziție de primar să mai convocăm din nou Consiliul Local și printr-o dispoziție a primarului să facem o rectificare a bugetului, ținând cont că vorbeam de trimestru, închiderea trimestrului și trimestrului 2 și era necesară. Am primit datele după ședința de rectificare, toate datele pentru închiderea trimestrului 2 și atunci să nu convocăm în regim de urgență Consiliul. Am emis această dispoziție care trebuie aprobată prin Consiliul Local. Deci era vorba de reglarea și închiderea trimestrului 2. Pe comisii, doamna contabil ne-a povestit despre ce este vorba. Dacă sunt întrebări, dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu, supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Al treilea punct. Este aprobat în unanimitate. Al patrulea punct de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești pe anul 2023. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Avizează cele trei comisii. Câteva lucruri vreau să spun și aici. Este un proiect care vizează o reașezare a bugetului. Avem anumite economii făcute pe anumite capitole și avem necesar pe alte capitole. În principal, nu este o rectificare, eu știu, care să vizeze aducerea de, eu știu, surse din alte fonduri externe sau împrumuturi, ci, așa cum spuneam, o reașezare și, sigur, propune și actualizarea listei de investiții. Mare parte din lista de investiții am parcurs-o, adică sunt lucrări executate și dacă ar fi să fac o trimitere la pachetul de lucrări pentru cele 7 străzi, ridicări de capace și așa mai departe, sunt anumite reglaje pe care le facem, pe anumite străzi am înregistrat
cheltuieli impuse, în sensul că am ridicat un număr mai mare de capace decât cele estimate inițial, iar pe alte străzi avem rezervă financiară și redistribuim. Sigur că facem acest lucru pentru a putea închide aceste lucrări de execuție, a semna eventuale acte adiționale și a face plăți. Dar o rog și pe doamna contabil, șef, foarte pe scurt, dacă sunt ceva completări de făcut, să ne spun. În funcție de buget, toate cheltuieli nu este zero, s-au redistribuit de la partea articolului 51 de autorități publice externe, de la economia făcută pe cheltuieli de personal 10.500, au fost dat pentru cheltuieli de bunuri, structuri și servicii și cheltuieli de investiții. La capitolul 65 de învățământ a fost suplimentat pentru partea de investiții 25.000 pentru o sală de sport care avem acum în construire la liceu. Pe parte de cultură și recreație au fost mutați bani de pe economiile pe care le-am făcut noi, pe parte de utilități, 100.000, pentru zilele orașului de Mănești, pe parte de cultură și recreație. Asta a fost singurul influență. Dacă sunt întrebări, ceva? Se supune la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Se aprobă în unanimitate și acest proiect. Proiectul numărul 5. Privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru organizarea manifestărilor culturale-artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Dărmănești, ediția 2023, și a Festivalului Uzilor, ediția 1-2023. Inițiator domnul primar, avizează Comisia Juridică și Comisia Buget Finanțe. Aș vrea câteva precizări să fac și aici. În perioada 12-13 august 2023 ne propunem să organizăm evenimentul cultural Zilele Orașului Dărmănești și, în premieră, propunem un festival al uzilor și datorită faptului că, începând cu 1 decembrie 2022, Dărmănești a devenit stațiune turistică de interes local. Ne interesează să promovăm festivalul Ursului și acest festival al Ursului pe care noi îl avem în fiecare an la sfârșitul anului 31 decembrie este strict legat de povestea uzilor. Și atunci, împreună cu colegii din primărie, ținând cont și de intenția noastră de a introduce în patrimoniul cultural acest festival al uzilor, am venit cu ideea, în urma unor consultări cu specialiști din domeniu, de a lansa această provocare, de a face un festival al uzilor și propunerea este să fie tot în perioada 12-13 august 2023, adică în aceeași perioadă cu Zilele Orașului Dărmănești. Sigur că ținta noastră este să introducem în patrimoniul UNESCO acest joc al ursului, care, repet, este strict legat de Festivalul Uzilor, pentru că uzii sunt cei care au promovat și susținut încă din vremea în care erau la Dărmănești, jocul ursului. Sigur că am prins aici și premierea cuplurilor care fac 50 de ani de căsătorie și rog pe această cale toți cetățenii care au împlinit sau împlinesc în cursul anului 2023 50 de ani de la căsătorie, să vină să se adreseze colegilor noștri de la primărie, la doamna secretar Cristina Vajoganu, să depună documentele, pentru că facem și această ceremonie de decernare a unor diplome familiilor, cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, tot în perioada 12-13 august. Mai exact vom comunica de 13 august, duminică, locul și ora la care vom decerna aceste premii. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu, supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține.
Împotrivă. Se aprobă cu unanimitate de voturi și proiectul numărul 5. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al orașului de Mănești, în cuantum de 50.000 de lei, pentru parohia ortodoxă Băiștea 1, în vederea continuării lucrărilor de construire a așezământului bisericesc, capelă mortuară. Inițiator al proiectului este domnul primar al orașului de Mănești, avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Am avut mai multe discuții cu părintele Corpoș Răzvan legate investițiile pe care le desfășoară în cadrul parohiei, sigur, vizând așezământul bisericesc, capelă mortuară. Este un proiect greu, este un proiect care solicită resurse financiare consistente, dar un proiect absolut necesar. Vorbim în 2023 de o necesitate pe care trebuie să o avem. Acest așezământ, această capelă mortuară, nu mai este un moft, este o necesitate, este o obligație legislativă. Și am susținut de la început ideea părintelui Corpoș Răzvan. Suntem în fază de construcție, s-a semnat contractul pentru execuția acestor lucrări, după multe drumuri pe la Iași făcute de părinte și nu numai, pentru obținerea avizului celor de la cultură, pentru că în incintă avem și un monument, o biserică monument. Și dacă anul trecut am sprijinit financiar, Consiliul Local a sprijinit financiar procurarea fier betonului, de această dată părintele ne-a rugat să venim alături de resursele financiare strânse din parohie și noi cu parte pentru a turna betonul în fundații și așa mai departe. Am discutat cu părintele și propunerea este de a aloca un sprijin financiar parohiei ortodoxe Băiștea 1 în valoare de 50.000 de lei pentru a putea ieși cu, eu știu, construcția din fundații, urmând ca după ce se toarnă fundațiile și așa mai departe, constructorii să apuce de ridica zidurile pentru că au achiziționat cărămiza. Deci e absolut necesar. Cred că vor mai avea nevoie de sprijinul nostru pentru că valoarea proiectului este mult mai mare și, repet, doar din sprijinul, din contribuția orașului, nu cred că putem închide acest obiectiv. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Se aprobă cu unanimitate și proiectul numărul 7. Proiectul numărul 7 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al orașului Drămănești în cuantum de 10.000 de lei pentru parohia ortodoxă Izvorul Tămăduirii Drămănești în vederea finanțării cheltuielilor extinderii cimitirului și achiziționarea 3 policandre pentru Centrul Cultural Social Filantropic. Inițiator al acestui proiect este domnul primar, avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Da, câteva precizări să fac și aici. Încă din februarie, părintele Andrei Alexandrescu a venit și a solicitat în cursul anului 2023 să sprijinim financiar mai multe investiții care se fac în cadrul parohiei. Și anume, noi am ajutat și în anii din urmă construirea unui centru cultural, social, filantropic în incinta parohiei. Și dacă în mare parte acest centru cultural social filantropic este, să zic, realizat, mai avem nevoie acolo de a achiziționa niște policandre. Nu avem la momentul ăsta iluminatul rezolvat și aceste policandre sunt necesare și, de asemenea, tot în cursul anului 2022-2021, noi am sprijinit financiar extinderea cimitirului, pentru că în această parohie nu mai era loc de încumare. Și atunci am susținut, s-a achiziționat un teren, sigur că au contribuit foarte mult și enoriașii din parohie, financiar pentru achiziționarea acestui teren, dar mai sunt multe lucruri de făcut pentru extinderea cimitirului, chiar și așa mai departe. Propun acordarea a 10.000 de lei
sprijin financiar din bugetul local, să vedem cum se descurcă părintele cu cei 10.000 de lei și pe măsură ce lucrurile evoluează, vedem și resursele financiare pe care le avem, vedem dacă mai putem sprijini și cu altceva în cursul anului 2023. Dacă supunem la vot. Mulțumesc. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Se aprobă cu unanimitate și acest proiect. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind recompensarea elevilor șefi de promoție din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Dămănești în anul școlar 2022-2023. Inițiator al proiectului domnul primar avizează cele trei comisii. Felicitări, dragi copii, suntem mândri de voi și mult succes! Da, așa cum am făcut și în anii anteriori, încă din 2016 am susținut, promovat, încurajat și încurajat performanța și prin recompense financiare, în urma adreselor pe care le-am transmis către directorii de școli de pe raza orașului Dărmănești, am centralizat lista cu șefii de promoție și în acest an avem 4 șef de promoție la liceu și la școlile generale, pe care propunem să-i recompensăm cu recompense în cuantum de 1.000 de lei pentru fiecare șef de promoție. Ceremonia de premiere se va face duminică, după ce vom finaliza cu raliul în coastă, pe scena din fața primăriei vom anunța și ora. Deci noi cred că avem ora 18, pentru că spuneam că sâmbătă și duminică în acest weekend avem etapă raliul Valea Uzului, etapă în coastă și sâmbătă și duminică sunt probe și estimăm că în jurul orei 18 duminică va avea loc premierea celor mai buni piloți de la raliul Valea Uzului. Și atunci, cu această ocazie, vom face și acordarea acestor recompense celor mai buni dintre elevii din Dărmănești. Dacă sunt întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Cu unanimitate se aprobă și acest proiect. Proiectul numărul 9. Privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 4.000 de lei, constând în materiale de construcții familiei domnului Nico Ioan, persoană aflată în nevoie socială, cu domiciliu în orașul Dămănești, strada Arăchitiș, în vederea refacerii locuinței afectate de incendiu. Inițiatorul proiectului este domnul primar, avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Am înregistrat o cerere a domnului Nicoi, în care ne solicită un sprijin financiar pentru refacerea locuinței în urma unui incendiu care a avut loc în luna iulie. Am trimis colegii din aparatul de specialitate, au evaluat pagubele și propunem un ajutor financiar de urgență în cuantum de 4.000 de lei, care constă în materiale de construcții familiei domnului Nicoi Ioan. Și pe măsură ce aceste materiale vor fi în operă, noi vom deconta întreaga sumă. Spun că pe măsură, pentru că am verificat de fiecare dată ca aceste materiale să fie puse în opere și să-și atingă proiectul de hotărâre și hotărârea pe care o vom aproba astăzi, ținta pentru care a fost aprobată. Dacă sunt ceva întrebări, vă rog. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Cu unanimitate se aprobă și proiectul numărul 9. Proiectul numărul 10. Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurile de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestări servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul UAT Dărmănești pe perioada 2023-2026. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe.
Da. În data de 4 iulie am primit o adresă de la Consiliul Județean, prin care ne solicită să transmitem o hotărâre a Consiliului Local privind asumarea sau neasumarea responsabilității noastre pentru organizarea și derularea procedurii de atribuire a contractelor cadru pentru produsele care se distribuie în școli, gen corn și lapte. Sigur că propunerea este de neasumare a responsabilității Consiliului Local, adică delegăm Consiliul Județean pentru a se ocupa de achiziția centralizată la nivel de județ. Sperăm că așa s-a întâmplat și în ultimii 3 ani, cred că cu 2020 am mai dat o hotărâre de Consiliu prin care am împuternicit Consiliul Județean să ocupe de partea asta de proceduri de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor corn și lapte și asta a propus să facem și acum, pentru că fiind o achiziție mai mare la nivel de județ, cred că prețurile sunt mai bune decât le-am obține noi făcând achiziția la nivel local. Dacă sunt întrebări, dacă nu... Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Cu unanimitate se aprobă și proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii de Consiliu Local numărul 66 din 20.06.2022 privind revizuirea valorii devizului general al bugetului și obiectivul de investiții modernizarea Centrului Cultural Nemira, situat în orașul Dărmănești, strada Chimiei, ca urmare a includerii rezervei de implementare calculată în conformitate cu ordonanța de guvern numărul 64 din 2022, colaborat cu Ordinul MDLPA numărul 1586 din 10.08.2022. Inițiator domnul primar al orașului Dărmănești, avizează cele 3 comisii. Sigur, este vorba, așa cum a spus și pe comisii, de revizuirea valorii devizului general la obiectivul de investiții modernizarea Centrului Cultural Nemira, obiectiv finanțat prin Programul Operațional Regional, Fonduri Europene, în conformitate cu ODE 64. Practic, ca element de noutate, apare această rezervă de implementare, care este în sarcina UAT Oraș Dărmănești. Sigur că, în urma reactualizării, valoarea obiectivului de investiție a crescut față de ultima reactualizare și avem aici în vedere care este suma totală neeligibilă pe care o suportăm noi din bugetul local și care este valoarea totală eligibilă fondurilor europene și fonduri guvernamentale. Îmi doresc foarte mult, așa cum spuneam și pe comisii, ca să reușim să închidem până la sfârșitul anului acest proiect de investiții. Sunt rezerve că îl vom finaliza, facem toate eforturile ca să nu, eu știu, să nu invoce careva că din motive imputabile Consiliului Local sau aparatului de specialitate acest proiect n-a fost dus la bun sfârșit sau nu va fi dus la bun sfârșit. Acest proiect de hotărâre, practic, va fi comunicat ADR-ului, se va semna actul adițional la contractul de finanțare și, practic, sunt toate premisele îndeplinite pentru a putea avea acele deconturi de la fonduri europene. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Cu unanimitate se aprobă și proiectul numărul 11. Proiectul numărul 12, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Dărmănești, a 25 de loturi de teren intravilan, având categoria de folosință a radiu și curți construcții. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, avizează cele 3 comisii. Pentru că am avut foarte multe solicitări din partea cetățenilor pentru a evalua și eventual într-o etapă ulterioară a vinde terenurile concesionate de primărie pe care sunt construite imobile. Am hotărât împreună cu colegii din primărie să facem un prim lot de 25 de terenuri, categorie intravilan curs construcții, pe care sunt contracte de concesiune de mai bine de 20 de ani și pe care sunt construite case. Practic, aceste contracte spun că au fost încheiate în ultimii 20-25 de ani.
Au fost date cu destinația construcții locuințe, loturi de casă și astăzi, prin acest proiect de hotărâre, introducerea acestor loturi în domeniul privat se face pentru a le putea cadastra. După ce vom cadastra aceste terenuri și avem un contract semnat cu o persoană autorizată să le cadastreze, vom face o evaluare a acestor terenuri și vom comunica celor care au construcții pe terenurile respective valoarea rezultată numai evaluărilor și, sigur, dacă își mențin intenția de cumpărare, așa cum au făcut-o anterior, prin acele cereri transmise către primărie. Dacă își mențin intenția de cumpărare și, sigur, am parcurs etapele legale, undeva în luna septembrie-octombrie, cred că vom merge spre a vinde aceste loturi de teren către persoanele care dețin locuințe pe terenurile respective. Practic, am avut situații în care cei care au solicitat cu 25 de ani în urmă loturi de teren de la primărie pentru construirea de case, vor să-și dea aceste case copiilor, certificate de moștenitor sau donații sau ce mai fac ei și, sigur că, nefiind proprietari pe teren, sunt undeva încurcat să fac acest lucru. Scopul este, repet, de a face toate demersurile legale, repet, cadastre, evaluări, în așa fel încât cei care doresc să-și cumpere aceste loturi de case, loturi de teren pe care sunt construite case, să o facă în legalitate. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 12. Trecem la proiectul numărul 13 diverse. Sunt colegi consilieri care doresc... Aș vrea câteva lucruri să spun eu, dacă îmi permiteți. În primul rând, aș vrea să vă invit pe toți în weekend, sâmbătă și duminică, are loc la Dărmănești etapa de viteză în coastă, Raliul Băii Muzului. Acest raliu se ține, așa după cum este tradiția, de la intersecția cu Răchita, de unde știm noi, până în zona motelului, deci drumul de coastă, deci 123, viteză în coastă. Rugămintea mea este să toți cei care aveți activități economice sau, eu știu, riveranii din zonă, avem niște restricții pe acest drum și sâmbătă și duminică și vă rog să vă luați toate măsurile din timp, restricțiile sunt comunicate pentru a nu crea nici noi, nici dumneavoastră, eu știu, dificultăți organizatorilor. Avem și sâmbătă și duminică, avem o perioadă în care deschidem traficul și am comunicat orele pentru cei care vor să meargă spre coada lacului sau să vină de la coada lacului. În schimb, rugămintea mea este să, pentru că avem foarte mulți piloți înscriși din țară, e un record, 51 de concurenți sunt înscriși, să manifestăm toleranță față de cei care sunt veniți din alte zone ale țării pentru a ne vizita localitatea, deschidere, așa după cum am făcut-o și în alții. Și sigur, vă invit în număr cât mai mare să fiți prezenți la acest eveniment, pentru că este pentru noi o mare, să zic, onoare să avem concurenți de top. Este o onoare pentru că acest raliu a trecut la o etapă, să zic, mai mare decât a fost până acum și, ca element de noutate, avem pentru prima dată concurs și mașini electrice. Deci vă invit pe toți, haideți la Valea Uzului, în zona Răchită, sâmbătă și duminică. Premierea va avea loc aici, în fața primăriei. Practic, efervescența începe de vineri, când o să înceapă să apară mașinile. Mașinile sunt parcate aici, în fața primăriei. Vineri după amiază vom avea și o conferință de presă și așa mai departe. Sperăm să fie un weekend cu o vreme bună, să ne putem desfășura activitatea și să nu avem evenimente neplăcute. Mulțumesc, zi frumoasă, weekend plăcut și ne vedem cu toți la Raliul Băii Muzului. Mulțumesc. Mai sunt alte întrebări, alte probleme de discutat?
Închidem atunci cu acordul dumneavoastră lucrările ședinței ordinare din data de 27.07.2023. Vă mulțumim tare mult. Zi frumoasă. Așteptăm la radio. Zi frumoasă.